după masa pe care am avut-o. Mereu la acest tip de prezentări sunt după masa de prânz și întotdeauna e așa mai complicat, întrucât audiența nu e atât de mare sau nu suntem atât de activi. Înainte de a începe și până a rezolva micuțele probleme tehnologice, că doar sunt la un eveniment de IT, dacă nu o să meargă prezentul, o să apelăm la tastele clasice. Vreau să vă spun că o să avem și niște premii de la partenerii noștri Etatuiu. Avem 5 powerbank-uri și probabil că o să le dăm pe baza unor întrebări care vor fi din conținutul prezentării pe care îl avem. Bun, înainte de a începe, vă rog să-mi scuzați această modalitate de a trece prin spatele ecranului, dar am laptopul aici și rucsacul este un companion important pentru mine în cadrul acestei prezentări, așa că voi fi nevoit să fac anumite deplasări. Acesta este rucsacul meu. Îl port cu mine peste tot, în avion, pe acasă, de la birou acasă și tot așa, la parteneri. Câteodată este greu, mă apasă pe umeri, dar pot spune că este companionul meu și camaradul meu de nădejde în ceea ce privește business-ul pe care îl facem împreună, întrucât fără acest rucsac ar fi complicat să țin în mână acest mouse extraordinar. Este vorba de mouse-ul MS700, un mouse cu un design deosebit, care ne ajută să fim mai productivi. E complicat să facem lucrurile doar din tastatură, doar din touchpad, așa că mouse-ul pentru mine este foarte, foarte important. Și avem un filmuleț . Acesta este primul produs care ne ajută să fim mai productivi. Pe mine mă ajută foarte mult. Avem mouse-ul, dar câteodată nu-mi place să las amprente multe pe display, mai ales că aceste produse cu touch, știți că au ecranul acesta glossy și la un moment dat se vede destul de urât. Așa că port cu mine, tot în acest rucsac, și un pen. Mă ajută foarte mult și este un lucru foarte delicat, dar foarte util. Bun, avem un mouse, avem un pen, ce ne-ar mai putea ajuta? Bun, avem un lucru deosebit, un produs care a stârnit foarte mult interes la stand. Este vorba de acest adaptor, aș putea spune, un merj între o boxă și un, să spunem, un mini docking station. Da? La fel, cu ajutorul rucsacului meu, îl port cu mine, am USB Type-C, am USB 3.0, HDMI, tot ce trebuie. Cum eram acum, mă gândeam că dacă nu o să avem USB Type-C din acest videoproiector, nu era niciun fel de problemă, prezentarea o puteam ține pentru că aveam acest adaptor și scoteam din USB Type-C și foloseam HDMI-ul clasic al acestui videoproiector. Da. Da. Grazie.
Este un produs într-adevăr minunat și după cum ați văzut, pe portul USB Type-C livrează și 90 de baze și poate încărca și alt device. Bun, vreau să țin un call, vreau să discut ceva, dar dacă sunt într-o cafenea sau într-un spațiu public, nu pot folosi speakerul meu sau boxele laptopului, întrucât s-ar auzi în acea încăpere. De aceea, tot în rucsacul meu, v-am spus că acest companion poartă multe, am și căștile mele wireless, da? Cu Active Noise Cancellation, o calitate impresivă, este deosebită calitatea acestor căști. Nu știu dacă am aceste detalii, sunt anumite lucruri pe care le cunosc, dar neavând, cum să vă spun, autoritatea să vă dau aceste detalii, e bine să nu spun un lucru de care nu sunt sigur. Într-adevăr, noi anumite componente le facem în colaborare și cu alți producători, cum ar fi căștile, cum ar fi și mouse-ii, da? Și la mouse pănuiesc că știți cam cu cine putem noi să colaborăm. Da, știu. Ah, ok. Bun. Acum ar trebui să avem și să meargă. Nu vrea. Nicio problemă, deci am trecut prin momente și mai grele. Delete from your wireless ANC headset. Switch seamlessly across multiple devices and work comfortably with this Teams certified headset. Block out ambient noise with the Active Noise Cancellation feature and stay focused on your conversations. Toggle between calls and your surroundings with a dedicated mute button. Yeah, you're right. Or enjoy high quality music over lunch. Hey! Smart sensors automatically mute your conversation when you remove your headset and resumes your call when you put it back on. Carefully tuned triple mics offer superior background noise canceling for smooth virtual brainstorms wherever you are. Packed with your favorite features, accessible call controls allow you to play, pause, and adjust volumes easily. Different LED lights indicate your call status. Flexibly wear your boom mic on either side based on your preference, and comfortably adjust your leatherette headband. You can collaborate anywhere with a Dell Premier Wireless ANC headset. Da, un produs cu adevărat extraordinar. Da. Trebuie neapărat acel dongle. Da. Și nu ne-l tumărând, pentru că laptopurile din ziua de azi sunt din ce în ce mai subțiri și vrem să fie din ce în ce mai ușoare. Porturile clasice au cam dispărut de prin ele și acum standardul este acest USB Type-C și este bine să avem cu noi și un mic adaptor. Da? Cred că avem foarte multe adaptoare și nu cred, sunt sigur. Iar acest mic adaptor ne poate ajuta să trecem și peste situații neplăcute, hilare, pe care le putem avea la un moment dat. Bun. Numele meu este Mihai Anton. Lucrez în cadrul companiei Dell de aproximativ 7 ani. Este prima dată când particip la acest eveniment din Timișoara și vreau să vă spun că sunt plăcut impresionat de grandoarea și amplitudinea evenimentului. Mă ocup de tot ce înseamnă zona de... Mulțumesc! Tot ce înseamnă zona de display și client peripheral pe regiunea din sud-estul Europei și pe România. Iar astăzi o să discutăm despre productivitate. Cred că este un lucru foarte important în acești ani să fim din ce în ce mai productivi, să eficientizăm costurile, timpul și cum putem să colaborăm, ce produse putem să folosim pentru a colabora mai eficient. Agenda, după intro-ul pe care l-am făcut cu acele slide-uri, este compusă din trei segmente și anume vom discuta despre gama de monitoare comerciale de la Dell. Avem și gama de consumer, zona de gaming, dar nu face obiectul acestei prezentări.
Apoi vom discuta, vom trece repede în revistă încă o dată despre periferice. O mare parte din ele le-am dezvoltat împreună cu dumneavoastră în slide-urile de la început, înainte să mă prezint. Am zis că să nu încep. Bună ziua, bine v-am găsit, numele meu este Mihai Anton și astăzi am venit să vă povestesc despre următoarele lucruri. Am zis să schimbăm, să facem ceva special pentru acest eveniment. Și în final, cum putem să fim mai productivi cu până la 42%? Este un lucru certificat, o parte din testele sau aceste lucruri pe care o să le vedeți legat de productivitate le-am făcut și eu personal pe mine pentru că am vrut să mă conving înainte de a vă spune dumneavoastră anumite lucruri. De asemenea, am încercat să fiți atenți la anumite detalii pentru că vom pune întrebări pentru aceste premii, vom da premii probabil și pe baza interactivității dumneavoastră. Bun. După cum spuneam, modalitatea de a lucra sau locul de unde lucrăm s-a schimbat foarte mult, în special începând cu anii COVID și post-COVID. Acum putem să lucrăm de la office, din birou și acolo avem biroul nostru pe care îl avem de când ne-am angajat sau share-uim, împărțim un birou cu alți colegi. Putem să lucrăm, să fim flexibili, să lucrăm din multe alte locuri sau putem să lucrăm de acasă. Catalizatorii, factorii care au făcut să se schimbe această modalitate de a lucra în rândul nostru, a colegilor dumneavoastră, angajaților dumneavoastră, au fost aceștia trei și din punctul meu de vedere, cred că sunt cei mai importanți. Bineînțeles, mai sunt și alții mai puțin importanți, dar cred că aceștia au fost cei mai importanți. Și anume, acest hybrid work, da, termenul din engleză, sună bine în engleză, în română așa și așa se spune că lucrăm și de acasă și de la servici. Apoi, închegarea, înglobarea acestor tehnologii emergente și nu în ultimul rând, după cum ați observat și cred că ați și văzut și în companiile dumneavoastră și peste tot în anumite publicații de profil, se pune din ce în ce mai mult pe experiența pe care o avem în compania în care lucrăm. Bun, și în CE, deci inclusiv în România, s-au făcut anumite studii și s-a constatat, de exemplu, că aproximativ 66% din respondenți, da, persoane cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, au spus că doresc să revină la această modalitate de lucru atât de la birou, 2-3 zile pe săptămână și 2 zile de acasă. Acest lucru este un prim hint în ceea ce înseamnă că trebuie să fim pregătiți acum și în viitorul scurt pentru a oferi această capabilitate de muncă hibridă. Apoi, 43 din organizații și chiar înainte de prezentare am avut un domn de la o companie importantă care îmi spunea că și-a mărit aceste și-a schimbat zona de birouri făcând camere de meeting-uri și așa mai departe, de colaborare, collaboration. 43% din organizațiile care au răspuns au zis că se pregătesc din ce în ce mai mult pentru această nouă eră. Și în ultimul rând, 66 dintre companiile care au aprobat și au implementat această metodă de hot desking, adică mi-aduc aminte acum 7 ani când m-am angajat la Dell, în sediul de la București, aveam biroul meu, mai într-un colț așa, mi-am adus un bosaie de-al meu, aveam un monitor alb, era singurul monitor alb între toate monitoarele negre. Acum, când ajung la sediu, mă duc și lucrez de la un birou pe care îl găsesc liber sau care mi-e mai aproape și așa mai departe. Deci ne schimbăm birourile, nu mai există, ăsta e biroul meu, mi-am făcut semn pe el, mi-am pus act civil după el și așa mai departe. Și 66% din aceste companii care au zis că au testat acest tip de lucru, hot desking, au zis că o vor implementa peste tot în organizațiile respective. Apoi, vine acest slide în care ne spune anumite lucruri despre productivitate și sper să nu rămână doar niște slide-uri peste care dumneavoastră să treceți foarte ușor, pentru că ne dau indicii, am încercat să fac o prezentare care să adauge plus valoare și să nu fie o prezentare plicticoasă, de care știm cu toții și mai ales după o masă de prânz
să plecăm de aici cu niciun fel de valoare. Deci 68% dintre utilizatorii de notebook au spus că sunt mult mai productivi dacă au și un monitor lângă notebook. Și acest lucru este perfect adevărat, întrucât laptopurile noastre devin din ce în ce mai micuțe, mai subțiri, mai portabile, dar contentul pe care lucrăm și datele de care avem nevoie ocupă din ce în ce mai mult spațiu vizual. Da? Acum lucrăm cu tot felul de Excel-uri cu coloane până la AAX și așa mai departe, sau tot felul de macro în spate, și avem nevoie de un spațiu de vizionare mai mare. Deci, într-adevăr, este un lucru cert. Apoi, 38% poate crește productivitatea dacă pe lângă notebook, mouse și așa mai departe folosim un monitor de 38 de inch wide quad HD, și o să vedeți detaliat în slide-ul pe care l-am pregătit legat de productivitate. Iarăși, o să vedeți și de ce. Și în ultimul rând, mai mult de jumătate din utilizatorii intervievați au spus că având un monitor extern, îi ajută să fie mai productiv și în ergonomia totală pe care o au alături de stația de lucru. Deci monitorul nu mai este un moft, nu mai este acea cutie pătrată grea cu tub CRT de acum 20 de ani, când ne făceam calculatoare asamblate și eram foarte, foarte entuziasmați. A devenit unele monitoare, și o să vedeți, au și microprocesoare în ele de procesare a imaginii, camere și așa mai departe. Deci au devenit un produs, un corp product. Bun. Iarăși, să terminăm cu teoria. 50% dintre angajați consideră că având un device ce are RJ45 sau USB Type-C, acest port, și aici fac o mică paranteză, USB Type-C este portul care a revoluționat industria de IT, pentru că pe lângă clasicile specificații de a transmite imagine, sunet ca HDMI-ul sau ca și DisplayPort-ul în cazul imaginii, el poate transfera și data, da? Și foarte important, transferă electricitate, ceea ce ne permite să, de exemplu, eu la birou nu mai duc un alimentatorul laptopului, îmi încarc laptopul din monitorul pe care l-am pe birou, care are USB Type-C. În acest fel am scăpat de tot harnașamentul acela care are un kilogram, dacă nu mai bine, cu alimentator, cablu și așa mai departe. Apoi, aproape 60% dintre utilizatori consideră că monitoarele cu un design deosebit, cu rame subțiri, în așa fel încât să poată să se facă un dual setup și să creeze practic o singură imagine mai mare de vizualizare, îi ajută să fie mult mai productivi. Și nu în ultimul rând, aproape 60% dintre respondenți au spus că aceste feature-uri, aceste tehnologii, cum este KVM-ul, este o tehnologie care ne permite să folosim, după cum știm, două PC-uri, da? Pe același monitor, utilizând un singur set de tastatură și mouse, la fel îi ajută în munca lor. Bun. Lucrurile aici sunt sumarizate și am mai adăugat în plus anumite tehnologii care poate momentan nu sunt foarte relevante, cum ar fi această tehnologie IPS Black, despre care o să vorbesc în slide-urile următoare. Cert este că putem fi mai productivi dacă folosim anumite periferice, anumite produse. Nu este un moft. Eu nu sunt aici să vin la dumneavoastră doar pentru partenerii noștri sau pentru a obține niște comenzi. Nu. Rolul meu aici este să vă explic dumneavoastră cum puteți să fiți mai productivi, cum puteți să vă faceți business-ul mai bine și să economisiți timp în așa fel încât indicatorii financiari ai companiei dumneavoastră să fie mai buni. Automat, acest lucru se transmite și într-un business pe care l-ai cu partenerii. Dar, în primul rând, datoria mea este să vă explic dumneavoastră anumite lucruri. Și de ce monitoarele Dell? Pentru că dacă ne uităm pe site-ul anumitor retaileri, da, sau pe stocurile partenerilor, distribuitorilor, vedem foarte multe branduri de monitoare. Și într-adevăr, România este o piață foarte competitivă. Avem numai puțin de 8 sau 9 branduri, dacă punem și toate brandurile ce la socoteală. Este o piață foarte fragmentată. Dar
în această piață fragmentată, share-ul monitoarelor Dell în România, împreună cu cele de gaming, deci și cu zona de consumer, este de 35%. Este un share foarte bun, ceea ce arată că aproape 4 clienți din 10 aleg din diverse motive monitoarele Dell. Este un share de care suntem foarte buni pentru că este mult, este semnificativ mai mare față de share-ul mediu pe care are Dell Worldwide, care este de 21-22%. Ceea ce arată că Dell, pe zona de monitoare mai ales, este un brand foarte iubit, căutat și apreciat de către clienții români. Bun, câteva lucruri, fiind numărul 1, acest lucru vine și cu niște obligații. Toată lumea se uită la tine, toată lumea așteaptă ceva, o parte te copiază, o parte așteaptă să faci și pași greșiți ca să învețe din greșelile tale și să nu le repete și ei. Aici sunt o parte din lucrurile cu care noi ne mândrim. Vedeți acolo multe cuvinte, world's first, world's first și așa mai departe. Suntem primii și suntem trendsetteri în ceea ce înseamnă noile tehnologii pe care le aducem pe piața de monitoare. Da? Bun. Din punct de vedere al argumentelor de ce să aleg un monitor Dell, vine și acest lucru foarte important, și anume fiabilitatea. Monitoarele noastre vin din start cu o garanție de 3 ani de zile, care poate fi extinsă până la 5 ani de zile la un cost foarte bun. Chiar este un cost foarte bun și avem inclusiv parteneri care comand din start cu 5 ani de zile garanție. Iar pentru anumite game de monitoare, în special gamele premium, venim cu acest serviciu Premium Panel Exchange. Da? Vedeți că acest serviciu este disponibil pe gama de monitoare Ultra Sharp P și gama C, ceea ce înseamnă că dacă aveți un singur pixel mort și în anumite situații, monitorul dumneavoastră va fi schimbat direct. Bun, această fiabilitate n-a putut fi obținut așa, bătând din degete, este o muncă de ani de zile în R&D, în cercetare și în testarea pe care o facem. Monitoarele, am avut ocazia să văd o astfel de testing room, da? Cum se spune acolo, se testează în diverse zone din astea de temperaturi extreme, de la minus până la plus, se testează și acustic. Poate ați avut ocazia să auziți, să lucrați pe monitoare defecte, scot un anumit țiuit așa foarte, foarte deranjant, de frecvență înaltă. Se testează inclusiv uniformitatea panelului, încât să nu fie diferențe și așa mai departe. Bun. Un alt lucru pe care aș dori să vi-l aduc în vedere este faptul că monitoarele noastre comerciale vin cu acest soft, Dell Display Manager. El vă ajută să vă aranjați aplicațiile pe desktop. Are și 49 de setări, da, venite din fabrică. În funcție de nevoile dumneavoastră, de mărimea ecranului, de numărul de aplicații, vi le aranjați și vă ajută să navigați, să lucrați mult mai facil. Aici este o detaliere a ceea ce vă spuneam, din punct de vedere al productivității și al conecticii. Avem acest port USB Type-C care a plecat de la 65 Power Delivery. Acum 2 ani de zile am ajuns în acest moment la peste 100 de W. Avem chiar un model expus și în stand, lansat acum câteva zile, pe 11 mai, care poate livra 120 de W. La 120 de W puteți să încărcați și o stație de lucru, un Precision, de exemplu. Da? De asemenea, monitoarele noastre care au USB Type-C, în marea majoritate din cazuri, vin și cu portul de rețea clasică RJ45. Bun. Ce vă spuneam de KVM, monitoarele Ultra Sharp au inclus această tehnologie de KVM. Și în ultimul rând, avem această tehnologie care este utilă, această specificație, și anume picture in picture, picture by picture. Puteți să folosiți semnalul de la două monitoare și să aveți de la două surse, de la două laptopuri, scuze, să aveți
imagine pe același ecran și să le puneți una lângă alta, sau picture in picture, tot așa, cu două surse, una să fie într-un colț și pe cealaltă pe background să lucrați pe altceva. Bun. Iar ultimul argument din prezentarea mea legată de ce să alegem monitoarele Dell este această optimizare pentru confortul ochilor. Cred că sunteți familiarizați cu această problemă a luminii albastre, inclusiv de la telefoanele pe care le folosim. Exista până acum 2 ani de zile o soluție software adoptată de către toți producătorii, dar în ideea de a estompa, de a minimiza această lumină albastră de pe ecran, se îngălbenea puțin imaginea, da? Și în acest fel lucrurile nu mai erau atât de periculoase, dar calitatea imaginii avea de suferit. Dell a introdus Comfort View Plus, care este o soluție hardware, deci este un chip în monitor, care se ocupă de eliminarea acestei lumini albastre, iar calitatea imaginii nu are de suferit niciun pic. Deci calitatea imaginii nu este afectată, lumina albastră este eliminată pe monitoarele noastre Dell, începând din 2020. Bun, și această tehnologie de care vă spuneam. IPS, cred că ați auzit de această denumire, și la telefoane se folosește acest panel IPS, și la laptopuri și așa mai departe, este panelul care s-a dovedit a fi cel mai bun din punct de vedere al cromaticii, al unghiului de vizibilitate, deci pot să stau la aproape 180 de grade și să văd imaginea la fel de bine, să nu fie deformată. Dar erau anumite neajunsuri în ceea ce privește contrastul față de alte paneluri, alte tipuri de paneluri și această redare a nuanțelor dark, a nuanțelor închise. Da? Și acest IPS Black, care este folosit pe monitoarele noastre premium, vine cu o creștere a contrastului de 40%, vine cu o îmbunătățire a acurateții colorilor de 20% și vedeți aici o comparare destul de elocventă între cum sunt afișate nuanțele acestea de negru închis, maron închis și așa mai departe, albastru. Este panelul așteptat de toți arhitecții, designerii, oamenii care lucrează în zona aceasta de Photoshop, Adobe și așa mai departe. Da, da. Poftim? Nu. Avem la stand un monitor care are acest IPS Black și este aprins, putem să-l testăm. Bun. Acestea sunt niște slide-uri pe care poate o parte din audiență, nu de aici, să spunem din altă parte, nu le apreciază foarte mult, nu, poate nu este de interes imediat, dar eu le prezint cu mândrie pentru că eu cred că avem datoria și dacă putem să facem lucrurile, să trăim într-o lume mai bună, mai curată, atât noi cât și copiii noștri și așa mai departe, putem să o facem. Și noi suntem foarte implicați în ceea ce privește utilizarea materialelor reciclabile și anume, tot ce înseamnă zona de body, de unde se folosește plastic, 85% acum este din plastic reciclat. 90% din șasiul monitorului unde se folosește aluminiu este din aluminiu reciclat și cutiile automat din carton 100% din materiale reciclate. Același lucru este disponibil și pe zona de rucsaci, genți și așa mai departe și aveți aici o reprezentare destul de elocventă. De exemplu, rucsacul meu este din această zonă blue. Este Ecoloop Blue, folosește până la 11 sticle pentru a se realiza body-ul acesta exterior. Și gama Ecoloop, care este puțin mai veche, verde, folosește până la 7 peturi sticle reciclate din mări și ocean. Bun, să intrăm în zona aceasta de monitoare comerciale, în gama efectivă, este împărțită în următoarele modele. Avem gama de top Ultra Sharp-uri U, da? Și aici avem, familia se împarte în două, monitoarele Ultra Sharp și Ultra Sharp Premier Color, care sunt monitoare dedicate zonelor de
design, unde cromatica este critică, unde nu există roșu, acesta este un roșu puțin mai așa, sau spectrul de culoare este de 92%, este acceptabil. Nu, aici totul trebuie să fie maxim. Apoi, urmează gama de monitoare professional, care este gama noastră cea mai bine vândută. Da? Este ca și ultrasharpul, are pivot complet, se răsucește, reglaj pe înălțime, conectică extrem de bogată, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C, RJ45, unde este cazul. Da? Apoi vine gama de monitoare entry, gama de modele E-Series. Acestea au stand fix, designul nu este foarte avansat, sunt monitoare orientate către deal-uri, către lucrurile unde este nevoie doar de un produs pentru a afișa o imagine corectă, la un preț corect. Da? Și în ultimul rând, monitoarele de videoconferință și aceste monitoare de largi dimensiuni din gama C, care pot ajunge până la 86 de inci, și acest monitor de 86 de inci îl avem și la stand. Poftim? Nu înțeleg modelul. Da. Da, da, da. Doar că professional-urile pot duce 65 de W maximum. Ultrasharp-ul are 90 sau 120. Da? Da? Avem și o să vă arăt, chiar am un slide cu el. Da? Bun. Trecem repede la monitoarele U. Aici, după cum vă spuneam, este gama noastră de top, cele mai bune paneluri, conectica cea mai blocată. Spuneți. Și dacă am pus două la aceeași calculator, tonul de culoare la fiecare era diferit. E posibil să fie revizii diferite la firmware. Firmware-ul se poate updata. Am făcut și eu, am crezut că e foarte complicat la un professional, la un prieten, că tot așa, avea o incompatibilitate cu un MacBook și ultimul firmware de la acel professional l-a ajutat să fie 100% compatibil. Noi n-am reușit cu aceasta. Nu? Nu. Trebuia să punem tonul de culoare pe casta. Și doar așa am reușit să le... Și ați reușit să le aliniați. Exact. Ce model? Ultrasharp 27-22. Model de, destul de recent, 27-22. 22 era. Am înțeles. Da. Bun. Repede un filmuleț despre un monitor de 49 de inci care este cu totul deosebit. Este imens. Acest model îl avem și la stand, afișat, 49 de inci, este un model deosebit. Da. Da. Face pestru. Face pestru. Bun. Trecem puțin mai repede pentru a ne încadra în timp. Lucrurile aici le-am mai discutat oricum despre Power Delivery. Aici este gama de modele care pleacă de la 24 aceste ultrasharp-uri professional și avem și modelul de 49, rezoluții de la Full HD la 4K, power delivery general 90 de W, avem 120 de W pe modelul pe care o să vi-l prezint imediat. E, acesta este modelul care a fost lansat săptămâna trecută, pe 11 mai, da. Da, prin DisplayPort și folosiți opțiunea de Daisy Chain. Mare atenție, mare atenție, imediat, dacă folosiți semnalul de pe un laptop cu placă video integrată, de obicei Intel HD sau așa mai departe, puteți să extindeți imaginea doar pe două monitoare. Deci în total vor fi trei imagini, cea a laptopului, monitorul 1, monitorul 2 cu care faceți Daisy Chain. Nu merge mai mult de două. Spuneți! Aș vrea să vă întreb, tot referitor la Daisy Chain, la noile modele ultrasharp, la... Modelul din anul trecut era o problemă cu două, trei monitoare legate în Daisy Chain, era un lag destul de tare.
la modelele noi, seria 9, SOU, mai corectat, ce a fost problema? Sincer să vă spun, săptămâna trecută la București am avut un eveniment, ceva de genul acesta, și acolo am testat o soluție de Daisy Chain pe două monitoare Ultra Sharp lansate undeva în luna februarie. Calitatea mi s-a părut ok. Nu am sesizat aceste lucruri de care a spus dumneavoastră. Mai o întrebare, tot referitor la seria Ultra Sharp. Ați menționat că încărcarea maximă pentru orice laptop ar fi 180 de watt. Aș corecta că pentru Precision este nevoie de 180 de watt. Și aș întreba dacă aveți în viitor un model flagship care știe și să încarce și cele de top, adică Precision cu... Vă mulțumesc foarte mult pentru mingea ridicată la fileu. Nu am spus că modelele Precision au maxim 120 de watt, am spus că poate încărca și anumite modele de Precision. Da? Probabil în acest an, cu siguranță, nu o să vedem mai mult de monitoare cu un power delivery mai mare de 120 de watt. Precision are două cabluri USB-C. Monitorul are consider foarte mult. Deci, întrebarea este și răspunsul. Eu vă spun că am un Precision de 14 inch, lansat anul trecut, și îl folosesc cu un model de Ultra Sharp care are power delivery 90 de watt. Dar este de 14 inch, unii 7 mai slăbuți. Într-adevăr, dumneavoastră ce aveți o configurație foarte puternică. Deci anumite modele de Precision, anumite modele, pot folosi acel port. Dar la Precision oricum e un necesar de mare putere de calcul. Putem să discutăm și în offline ca să nu spuneți că mă avea dâns o întrebare. Două monitoare legate. Păi, cred că puteți să folosi și cu aplicația din Windows. Adică nu ține neapărat de Ultra Sharp. Da, da, aici nu are treabă neapărat cu Ultra Sharp, și pe Professional. Bun, acesta este monitorul de 6K, ce are o cameră 4K, un model pe care l-am adus aici în premieră, practic după ce a fost lansat săptămâna trecută. Un monitor deosebit și îl avem la stand, îl putem folosi. Trecem repede și prin gama de monitoare Professional. La Professional vedem o diferență de design. Aici avem monitorul portabil de care întrebase un domn mai devreme. Mai avem 4 minute și terminăm. Deci este monitorul de 14 inch, Full HD, USB Type-C,
până la 65W, un monitor care va fi lansat săptămâna viitoare și va putea fi comandat începând cu luna iunie distribuitori și parteneri. Și un model iarăși pe care am vrut să îl aduc aminte este un model cu touch, cu capabilități foarte interesante. Pe zona de birou poate fi pus în mod tabletă, 24 de inch Full HD și la fel cu o conectică foarte bogată. Este un monitor, am avut precedentul lansat acum 3 ani, 4 ani, s-a vândut foarte bine, acesta cu nou design cu siguranță va fi și mai bun. Gama de monitoare completă cu USB Type-C. Aici este gama de E-Series, unde nu are sens să mai insistăm. V-am spus, este monitorul basic pentru necesități de acest fel. Și unde vreau să mai insist puțin, la gama de monitoare de videoconferință. Aici avem și monitoarele de large format, da? Monitoarele de mari dimensiuni, monitoare de videoconferință normale și monitoare portabile de videoconferință. Și aici este gama de monitoare de mari dimensiuni care pleacă de la 55 de inci până la 86 de inci. 4K, touch și cu conectica aferentă, ecrane IPS, au și posibilități anumite modele să se insereze un micro-optiplex în el. Bun. Zona de client peripherals. Sincer, cred că avem tot ce este nevoie, da? Legat de? Refresh, da. Monitoarele comerciale au refresh-ul la 60 de Hz. Refresh de până la 240 de Hz sau chiar 500 de Hz. Am lăsat monitor Alienware cu 500 de Hz. Le avem pe zona de consumer de gaming. Comercialele sunt pe 60 de Hz. Sunt monitoare de business. Periferice și aici tot ce avem nevoie, deci chiar cred că este toată zona de care avem necesară. Acesta este un dock pe care am vrut să-l prezint dumneavoastră, un dock foarte, foarte interesant și cu încărcare wireless și el este prezent la stand. Bun. E, și am ajuns la ultimul slide de care vă spuneam de productivitate. De obicei, birou înseamnă că lucrăm cu un laptop. Cineva ne-a tăiat? Da? Mai dați-ne 60 de secunde, vă rog. Bun. În urma studiului pe care s-a făcut pe 6.000 de persoane și vă spun că aici și eu am testat, că am vrut să văd... Da, nu știu de ce... Exact la productivitate, vedeți cum... Bun. S-a constatat că față de a lucra doar cu un laptop din touchpad, dacă avem un mouse și o tastatură, productivitatea crește cu 26%. Vă garantez, am făcut și eu testul ăsta, mi-am luat o bază de date în Excel, am încercat să fac un pivot, apoi să fac un chart și apoi să o trimit pe mail. Mi-a fost mult mai greu să fac aceste lucruri doar din touchpad și tastatură laptopului față de mouse. Bun, apoi, dacă la tastatură și mouse adăugăm un monitor de 24 de inci, productivitatea crește cu 32%. Dacă adăugăm monitor de 27 de inci, deci o suprafață vizibilă mult mai mare, avem o productivitate de aproape 38%. 39% în cazul în care folosim un dual setup cu două monitoare de 24 de inci. Și aici este maximum de 42% de care vă spuneam. Atunci când folosim un monitor wide quad HD cu tastatură și cu mouse, față de situația în care eu aș lucra doar pe acest ecran de 14 inci din touchpad. Vă mulțumesc foarte mult și acum să dăm și premiile. Aș acorda premiile persoanelor care au fost cele mai active și avem acolo cu Daisy Chen, domnul de care a discutat de Daisy Chen. Avem aici iarăși o persoană dumneavoastră. Avem în spate domnul cu ultrașarpul și mai am, deci pentru domnul din spate cu care am discutat de ultrașarp, și mai am două pe care o să punem întrebări. Vă rog să spuneți ce monitor am lansat săptămâna trecută, o rezoluție 4K, 6K sau 8K. Doamnei de aici, să dăm și unei doamne. Poftiți. Și ultima întrebare, până la ce procent putem crește productivitatea? 42% aici. Și domnul cu
ultra-sharp cu discuția, îl invit, da. Vă mulțumesc foarte mult!